putea spune, după câte s-au spus, și la conferințe, și aici, nici nu sunt obișnuită cu politul la vernisaj, dar fiindcă suntem într-o familie, recunosc că prima dată. Asemenea, vorba lui Tocuceanu. Și este o minune pe care, de fapt, a declanșat-o părintele Arsenie de la Mănăstirea Cornu, care mi-a dat ascultare să vorbesc. Asta cred că fugeam. Pentru că toate aceste s-au spus. Dar trebuie să fac ascultare, o să-mi ușorez foarte mult ceea ce aveam de gând să spun, tocmai pentru că s-au spus. Am aici un text care trebuie să vă sperie, pentru că nu ca fi al meu. Sunt multe pagini ale Ioanei Iancobescu, care a fost deja pomenită și pe care nu pot să o pomenesc și eu, pentru că de la ea am pomenit. Pentru că textul respectiv, așa cum cred, este, și am mai spus-o, în octombrie, adică e perfect, nu mai ai cum să adaugi, practic, la ea. Da, pentru că ascultarea e ascultare, o să fac ascultare, găsind în primul rând o scuză, poate, pentru cei care au socotit că este prea lung, pentru că Ioana Iancobescu a surprins, ca și noi toți de altfel, existența în cultura în arta bisericească a două curente, unul inovator și unul tradițional. Ieșirea textului nu vrea să acuze vreo direcție sau alta și, practic, justifică, de fapt, de ce s-a ajuns aici, prin condiții istorice, culturale și așa mai departe. Textul ei se cheamă, așa cum de altfel cred că știți, pictura contemporană de icoană între tradiție și modernitate. Și vreau să încep exact un citat mai mult decât a tuturor de cuvânt. Lor, adică celor care au complotat și m-au făcut să vorbesc acum și mănăstirii por. Încep exact cu ceea ce am preluat de la Ioana Iancobescu, pentru că mi se pare extrem de important. Și anume, citesc, poate cel mai dificil pas cerut artistului este cel al sincerității. Adică al adecvării mijloacelor de expresie la conținutul inefabil, cu harul mărturisitor prin care face cunoscute lucrurile nevăzute, dar intuite cu darul care l-a primit. Este în primul rând o confesiune de credință și avea apoi o chestiune de tehnică artistică. Întrebarea pe care și trei întrebări care mi s-au pus mie, pornind de la acest lucru de sinceritate pe care trebuie să o aibă artistul, este ce este sinceritate. Ce ne facem când artistul crede cu sinceritate că ceea ce face este exact ceea ce trebuie și nu realizează poate că încalcă anumite canoane sau că tulbură puțin teologia icoanei. Dar el o face cu sinceritate. Deci este o întrebare pe care fac fiecare dintre noi ar trebui să-și o pună. Și urmează a doua întrebare, care poate să pară dură. Este necunoaștere sau este mândrie? Acum fie vorba între noi că toți suntem în familie, de mândrie suferim toți. De învățat avem de învățat toată viața. Și cum spunea cineva despre expoziție în fața unor icoane, că și este un lucru minunat că această expoziție există, învățăm cum e de la alții. În cazul de față, iconar de la iconar. Prin ceea ce, sincer, ar trebui să fie părerea unuia despre altă. Nu e o competiție. Clar că nu e o competiție. Bun. Și a treia întrebare care mi-a sugerat ideea sincerității este încotro ne îndreptăm. Spre o pictură religioasă, deci o pictură cu subiect religios, ca în Renaștere și în Occident, sau spre o altă sacră. De ce întrebarea și lucrurile oricum au fost atinse și în cadrul conferințelor, pentru că icoana este un obiect liturgic. Este un obiect liturgic care alături de Sfânta Cruce și de Sfânta Evanghelie are, practic, aceeași valoare. Și vine altă întrebare. Putem să schimbăm un cuvânt din Evanghelie? Nu. Și atunci, putem să schimbăm ceva ce ține strict de teologia icoanei pentru că vrem să fie ceva novator? Nu. Depinde ce înțelegem prin aceste tendințe de noutate. Nu mai spun ce înseamnă icoana, că s-a spus extraordinar de bine în cadrul conferințelor. Deci încerc să micșorez timpul pe care îl răpesc cât se poate. Și ca o deformare profesională o să vin mai ales la execuții.
Și o să spun ceea ce, de fapt, cred că se știe, că în toată arta religioasă, în toată arta religioasă a tuturor timpurilor, amănuntul a avut un mare rol simbolic, fiind vorba de gest, de bal, cum cade, de poziția trupului, de obiecte mărunte care apar în icoane, foarte bine gândite și având o semnificație clar simbolică ale schimba, înseamnă a interveni cu sau fără voia noastră într-o persoană. Aș putea să dau enorm de multe exemple, dar iarăși mi se pare că aș abuza de răbdarea dumneavoastră după o zi deja lungă. Dar sunt amănuntul în arta religioasă are o foarte mare importanță. Nu știm ce vrea să însemne, de ce este pus acolo, ușor îl putem ignora. În înviere, că toți suntem la Anastasis, Mântuitorul coboară în iad, coboară cu crucea în mână, pentru că prin cruce a eliberat omenirea, practic, de... în orice caz, este cel care a deschis drumul spre mântuire, prin cruce. Poate să nu fie cruce, poate să fie un sul. Sulul ăla este binevenit acolo, pentru că înseamnă legea nouă, legea prin care, de fapt, care ne învață cum să ajungem la mântuire. Deci nu este niciun amănunt care să nu fie important sau să nu spună ceva. Sau, și cu asta termin, trebuie să mă opresc pentru că deformarea profesională și cei care au fost studenți știu, fac paranteze și nu mă opresc. Grota din nașterea lui Iisus este întunecată. Nu putem să-i schimbăm culoarea, pentru că așa vrem noi. Pentru că ea simbolizează întunericul acestei lumi, în care Hristos coboară prin întrupare să lumineze, dar nu încă de la întrupare, din momentul în care e plumb, ci mai târziu se face plumb. Atunci a coborât și anunță că va lumina, practic, omenirea. Cu alte cuvinte, deci trecând foarte repede pe tot ce aș fi vrut și nu mai spun, este că nu cred că se pot face multe inovații în iconografie. Putem să schimbăm o schemă, să îmbogățim, să îi aducem ceva, dar nu să schimbăm ceea ce este esențial. Putem să lucrăm mai mult la stil. Acolo libertatea e mai mare. Stilul s-a dezvoltat de-a lungul epocilor și s-a tot dezvoltat, nu-i cuvântul cel mai bun, dar a tot evoluat și s-a schimbat. Dar și aici e un pericol. Adică așa cum primejdioase sunt și schimbările din punct de vedere iconografice, este primejdios și stilul, dacă o schimb prea tare. Să-mi fie iertat, am intrat în biserici în care mi s-au stârpezit ochii. Pentru că era prea mult roz, prea mult verde lângă roz, încât n-a mai putut să fie vorba de rugăciune, nici vorba. Mă rog, asta este. Pe de altă parte, ca stil, există stil diferit între diferit și nu, între icoană, frescă și mozaic. Toate sunt tradiționale prin tehnica, nu mai vorbesc de iconografie, chiar a suportului. Ca să fac o icoană, și aici cred că întrebați cel mai bine, trebuie să prepar lemnul ăla, să-l pregătesc într-un anume fel tradițional, ca să fac frescă. Trebuie să o fac într-un anume fel, ca să pot să devină transparentă culoarea. Să fie caldă, să fie vie, ca să fac mozaic și am unul aici în față. Folosesc pietricele cu aur în așa măsură încât ea să fie chiar o lumină, efectul, să fie chiar o lumină dumnezeiască, ca să spunem așa, adică o lumină caldă. Fiecare pietricică aproape având altă nuanță. Nu este o oglindă. Mi s-a atras atenția să nu mă leg de fondurile prelucitoare și nu o să mă leg de exemplu, am văzut într-o pe mine. Și mă iertați dacă zăgesc puțin, pentru că mi-a venit în minte, în timpul chiar la conferințelor, o întâmplare povestită de un teolog grec laic, Ianaris, care a povestit ce i s-a întâmplat într-o noapte de înviere la Paris, vorbesc repede ca să trec mai repede, în care vânzoleală în biserică și într-un episcop catolic. Și Ianaris își pierde firea în momentul ăla și nu face decât să încerce pe tot parcursul liturghiei să convingă pe episcop că nu așa se întâmplă tot timpul în bisericile ortodoxe. Și mulțumit că și-a dus misiunea la capăt, vrea să iasă din biserică. Și dă cu ochii de o tânără care încă avea pe obraj lacrimi, deci care trăise liturghia, apropo de nouă, e nouă prin trăirea fiecăruia. Cu toată văzunea la din biserică. Și atunci eu, ca să pun
pedală pe fondul de aminte, îmi zic că eu sunt de vină dacă uitându-mă la o icoană, în loc să-l văd pe Mântuitor sau cine e, mă văd pe mine. Ca într-o oglindă și mi s-a întâmplat. Și nu numai că mi s-a întâmplat, am făcut și gestul de manager porc. Deci nu este, totuși, nu o exagerare, dar zic că este o bună exagerare. Pentru că numai așa se poate învăța de la unul la altul. Prin apropierea unei icoane de alta, prin opiniile pe care noi, mai mult sau mai puțin, le pomenim în asemenea cap. Mă rog, una peste alta, nu mai spun multe, dar vreau să mă întorc la Ioana Iaculescu, pentru că spune foarte bine ce spune. Și nu pot să o citesc pe ea și să vin eu cu același lucru spus altfel. Și ea spune așa. Nu despre icoană, ci despre icoana picturii din biserici. Și aici se atinge iarăși un lucru foarte interesant. Iconografia picturii murale suferă și ea, atât din cauza unor spații și suprafețe arhitecturale tot mai emancipate, cât și din slaba înțelegerea sensului său iconografic. Despre spațiile arhitecturale emancipate, nu cred că este cazul să mai vorbim. Într-adevăr, un spațiu care nu mai respectă împărțirea tripartită, care avea un scop clar după obicei, spre pregătire, învățare și după aceea apropierea de taină, a dispărut. Și să mă iertați termenul foarte neacademic, pictura se preamărește în situația asta. Pentru că nu mai știi, de fapt, ce trebuie să fie acolo. Bun. Iconografia nu este o construcție intelectuală, nici o simplă relatare istorică și mai ales nu este o decorație. După cuvintele părintelui Florenschi, ea exprimă limpede concepția bisericii despre trecut. Nu este doar amintirea directă a ceva ce a fost, ci viziunea harică a ceva fixat pentru veșnicie. Viziunea ceva tainic, a prezenței în har a celor care au murit și au plecat dintre noi, o fericită vedere a unității întregii creații. Iconografia corespunde strict și încă la modul optim sensului spațiului bisericesc în care se află, adică adevărului. Aici eu aș spune adevărul cu amarchia. Așa încât dezvoltările ei posibile sunt doar la modul, asta mi-a plăcut foarte mult, între ghilimele, omiletic, explicând ceea ce putem face, comentând, dezvoltând cu mijloacele sale proprii, ale vizualului, dar nu reconstruim. Nu putem să reconstruim ceva ce a fost făcut de săvârșit prin mințile teologilor, a artiștilor dinaintea noastră. Căci altfel, și concluzia vine neiertătoare, ar fi un demers subiectiv al iconografului, o improvizație. În slavă Domnului, avem foarte multe publicații, nu mai pomenesc, au fost pomeniți mult dintre ei în conferințe, deci există material care să ne ajute să înțelegem ceea ce înseamnă icoana, dincolo de rugăciunea care, într-adevăr, fără ea, nimic nu e. Și încă o, chiar cu riscul de a mă repeta, dar repetiția e bună, uneori, că m-am învățăturit, spune așa. A fost citat acest citat în cadrul conferinței. Și îl voi cita și eu. Înnoirea programată în iconografie ar fi ca o înnoire programată în ortodoxie. În cele din urmă, un nonsens, deoarece ortodoxia este veșnic nouă și aceeași. Dar ortodoxia nu este nouă tip iconal. După cum iconografia nu este nouă formal, ci numai duhovnicește. Și într-adevăr, vedem o icoană și o înțelegem așa cum suntem noi. Dacă eu mă uit la icoană și mă văd pe mine, am o problemă. Mă rog, are problemă și fondul, dar am și o problemă. Iar icoana, căutându-i chipul și asemănarea, dovedește și statornicia, chipul și noutatea, asemănarea. Același demers a trebuit să săvârșească pictorul asupra lui însuși. Și asta s-a spus în comunitate. Și mi se pare extraordinar. Înainte de a schimba arta, ar deprinde arta de a se schimba pe sine. Modelele cele sfinte le-ar păstra nu într-o memorie istoristă, ci într-o inimă fierbinte. Lepădarea de sine i-ar îngădui să vorbească nu după simpla sa opinie, ci după mărturia bisericii și va putea striga atunci, iată, totul s-a făcut nou. Căci arta sacră sub orice, asta nu mai iau Doamne Iancovescu, arta sacră sub orice formă s-ar afla, rămâne o chestiune de credință. Numele acestui demers expozițional Anastasie, spus așa
și mai spus iarăși ce înseamnă înviere, eu îl socotesc că e foarte bine ales și că este o înviere, de fapt, a tradiției. O înviere a modului în care trebuie să ne raportăm la biserică și cum trebuie să învățăm în relații și mă mulțumesc foarte mult și mi-a dat, dar deja cred că am spus prea mult.